Victor Ponta, scenariu incendiar, Dragnea este prizonierul unor grupuri de interese din alter. Fostul premier Victor Ponta susține, într-un interviu pentru Stile pe Surse, că Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria sublinierei probabil Rusia, care îl finanțează, inclusiv consultanții, vizitele externe, sublinierei care va primi tot gazul din Marea Neagră, hidroelectrica, aeroportul Otopen, Transgaz. Dragnea acum e prins de o masă sublinierei-nărie, de un grup de interese sublinierei din România sublinierei din afară, în special Israel, Ungaria. E prins de un grup de oameni care vor să fac bani mulți în România. E omul lor, l-au prins total, care îi peletesc vizitele în America, care îi aduc consultanții, care îi aduc chestia cu fondul suveran care trebuie să ne ia tot, care l-au convins pe Dragnea o chestie incredibil, se semnez deja ce tot gazul din Marea Neagră de la două firme ungure sublinierei care de fapt sunt Israel Budapesta sublinierei or fi probabil sublinierei Moscova, a afirmat Victor Ponta. Fostul premier a susținut ce fluxul este a sublinierea Israel-Budapesta-Moscova, cu centrul la Liviu Dragnea. Banii aceia îl susțin pe el, ca el să le dea mai departe, să le dea lucruri importante, nu doar gazul. În momentul în care o să se fac fondul suveran, hidroelectrica, aeroportul București sublinierei, Transgaz, toate vor trece în mâini private, sublinierei nu în mâini române sublinierei. Veți vedea fonduri de investiții Israel-Ungaria-Rusia. Or, asta numai Liviu Dragnea poate să o fac, ce nimeni altcineva. Nu poate să o fac nici Iohannis, nici Ponta, a declarat fostul premier. Presubliniere din PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ce a subliniere tapt cât mai repede ca Ministerul de Externe să trimit propunerea de ambasador al României în Israel, afirmând ce premierul sublinierei coaliția de guvernare vor avea sublinierei ei un cuvânt de spus. Ne-a transmis ministrului de externe, sublinierei Sumte, în discursul susținut la Congres, solicitarea de a face cât mai repede propunerea pentru ambasador în Israel. România nu mai are ambasador în Israel de mai bine de un an, când Andreea Pesturnac a fost numit pe un post de ministru în cabinetul Grindeanu.